motivul rușinos pentru care Jador a fost eliminat de la Survivor. Primele imagini cu manelistul după revenirea în țară, cum a fost surprins în București. Zvonurile care au circulat în ultimele săptămâni cu privire la posibila eliminare a lui Jador din competiția Survivor All Stars par să fi fost confirmate. Manelistul a fost surprins în timp ce fugea din tabăra de pe plajele dominicane, moment ce va fi prezentat publicului în emisiunea de joi seară de la ProTV. Motivul scandalos pentru care Jador a fost eliminat de la Survivor Imaginile publicate în exclusivitate de Cancan Can arată clar că Jador a decis să fugă din tabăra Survivor, un gest care ar putea avea consecințe serioase asupra parcursului său în competiție. Această acțiune radicală vine ca o surpriză, mai ales că Jador a fost unul dintre concurenții care au captat atenția publicului prin implicarea sa în competiție este un gest cu atât mai îndrăzneț cu cât Jador l-a acuzat pe George că șarți programa o accidentările. Păi, noi suntem proști. Schemele astea le-a făcut și cu noi. Eu trag în jos echipa, eu azi nu joc. De ce? Pentru că este joc de imunitate și, dacă pierd războinicii, îl votează pe George, nu? A făcut strategia asta și când era în echipa noastră, ca să nu joace el și ca să câștigăm jocul de imunitate. Schema asta a făcut-o și azi, cu războinicii, a spus la un moment dat Jador. Odată ce imaginile cu fuga lui Jador vor fi difuzate, este de așteptat ca ProTV să ia măsuri în conformitate cu regulile și regulamentele competiției. Este incert cum va reacționa publicul și cum vor fi afectate echipele din cadrul competiției în urma acestei eliminări neașteptate. Se pare că greutatea competiției a fost prea mare pentru Jador iar acesta a ales să părăsească concursul într-un moment de -ți forță majoră 2. Această decizie neașteptată va ridica întrebări cu privire la capacitatea concurenților de a face față presiunii și provocărilor din cadrul Survivor All Stars. Între timp, Jador a fost surprins în trafic, în București, după ce a fost descalificat de la Survivor România. Manelistul, vizibil bine dispus, era la volanul bolidului săi în momentul în care a fost filmat în capitală de viperele vesele. Tuns și cu barba aranjată, Jador purta o geacă comodă, în ton cu vremea de afară. Relaxat, fiind aglomerat, manelistul nu părea să pe aibă nevoie să țină mâinile pe volan. A oprit lumina din mașină și, apoi, mângându și, barba, a apăsat puțin accelerația ca să recupereze cei câțiva metri care îl despărțiau de mașina din față.